vadă. Așa, tema pentru a clase, clasa a 5-a. Tema pentru a clasa. Clasa a 5-a. Calculează. Calculează. Zi. Așa. 3 la 4 da, împărțit la 3 la 2. Egal cu, nu? Loc, da, hai să mă dirigez tu. Mai întâi facem paranteză. Așa. Și facem împărțirea. Corect. Așa. Adică? Da. Adică 14. 6,9 Deci, 2 ori 3, da? Da? E gata, Ionuț, da? Nu, trebuie să umblați dumneavoastră acolo. Gata, gata, știu povestea. Asta o știu. Da, 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 mersi frumos. Da, mulțumesc frumos. Ei, salut. Așa. Vorbește Ștefania și conducă ei ieșiți eu. Da. Uitați așa că eu trebuie. Ori 5,5 plus 32 împărțit la, facem scăderea, și ne-a dat 2,00. Asta doi este. Plus 3 la 2. Acum. Da, eroare, tu ești ceva eroare. Hai să mai discutăm mai puțin. Deci, 6,69 a fost bine, nu? Da. Tot în paranteză, ori 5,5. Împărțit la? 2. 2 de aici, 6 minus 4, 38, da. Împărțit la 2, corect. Plus? Credem exponente, adică 3 la 2. 3 la 2. Egal mai departe cu? Să facem scăderea asta. 60 ori 5,5. 7,60 de aici, la scăderea asta? Asta, 6,990, 6 din 12, 6. Da. 6. Și-a rămas 13, 6 din 13, 7. 7,6 chiar. Da. 7,60 sau 7,6, pot să zic, nu? Da. Min, ori 5,5.
corect, plus 32 împărțit la 2. 16, adică? Da. Plus 9. Plus 3. Da. Egal mai departe cu 7,6 ori 5,5, să mulțim deoparte. Da. 7,6 ori 5,5. Ia să vedem cât face. Plus 16 470. Cam mult. Că 39,10 la mulțirea aceea, da? Da. 39,10, da? Eu fac așa, 7 ori 5, 35, la întregi. Da. 35, și să mai adaug de la 10 mare, 39, sunt de acord. Te apropii bine, da? 39,10, 39,1, plus cât din aici? 25, nu? Plus 25 și este egal cu 1 rămân la decimale, 5 cu 9, 14, 3 și cu 3, 6, nu? 64,1. Vedem alte chestii, altul. Așa. În paranteză, rotundăm, 189,27 minus 31,5. Închidem paranteza, ori altă paranteză, 205,179,195,179. Închidem paranteza, plus, în altă paranteză, 81,4 minus 79,2 și totul la a doua. Asta la a doua, paranteza asta, da? Da. Atât, da? Egal cu. Păi facem scăderea. Da. 7 rămâne 7. Da. Că ei sunt timi. Da? 5 din 12. 5 din 12. 7. Virgula, acum pun virgula, da? 1 din 8. 167,76. 1 din 8, 6, nu? Da. Și 3 din 8. 6. 3 din 8, 5. 157,77. Da. E bine? Hai să mai facem o dată, poate am greșit eu. De 7 au rămas 7 sutimea, 5 din 12, 7, 1 din, am pus virgula, 1 din 8, 7, 3 din 8, 5, da? 3 din 8, 5. Și 1 rămâne 1. Da? 1% o rămas. 157,77. Da. Ori, din coace, hai să facem. 9,9,7,7,1,1. De 10 marile s-au dus. A, da, 0,0. Da. Și 5 minus 5. Da. 10 minus 9. 0. Și 10 minus 9, 1, da? Da. 10, adică. Da, 230, da. O plus 81,4 minus 79,2. 2 din 4, 2. Punem virgula. 9 din 11, 2. 7 din 7. Nu? Da. Nimic. Deci 2,2. Da. 2,2. La a doua. Și egal mai departe cu 157,77 ori 10. Cum se mulțește cu 10? Virgula la dreapta peste o zecimală, da? Da. Deci vine 1577, 1577, virgulă 7. Plus 4,4. 2,2 la a doua, 2,2 ori 2,2. Cât face 2,2? 4,4, da? Da. Așa e sigur? Da. Da. Bine. 2,2. 4. Ia să vedem. 2
virgulă 2 ori 2 virgulă 2, 2 ori 2, 4, 2 ori 2, 4. 2 ori 2, 4, 2 ori 2, 4. N-am trecut de la 8, 4. 4, 84. 20 mare, 4, 84. Tu ai... Nu, tu ai zis 2,2, adunat cu 2,2 și 4,4. Parcă le-ai fi adunat. Da. Au fost înmulțite. Știu, nu-i... Atenție, mulți numai că nu vezi, vezi, ușoare, se spart că sunt chestiuni simple. Trebuie să respectăm fiecare ghișițiu, fiecare... Dacă nu ești atent, te-aș sancționat de ghișițiu. Deci faci înmulțirea 2,2 ori 2,2. Nu e adunare 4,4. Ci înmulțire. Deci vine 4,84. Și egal cu, ia să vedem cât face acum. 4 sutime aici n-am, sutima 4 rămâne. 8 cu 7, 15. 5, 1, 5 aici cu 7, 12. De acum 1 acela duce la 7 următor face 8. Și 15 se copie. 1582,54, da? Asta este rezultatul. Următorul. Așa. 0,3 pe lângă paranteză rotundă. Deci, 0,3 pe lângă, am deschis paranteza. Da, 15,55 minus 14,12. Da. Plus 0,046. 46, da? Da. Da. Închidem paranteza, împărțit la 100. Împărțit la 100. Egal cu 0,3, copiem, nu? Da, 0,3. Se lângă. Facem... Adunarea, eu zic să facem adunarea și punem scăderea, nu? Da. Da. Așa am putea face și scăderea, că din 15 scădem pe 14. Hai să facem scăderea și cum adunăm. Da. Deci, 2 din 5, 3. 1 din 5, 4. Am ajutat virgulă, am pus-o. 4 din 5, 1. Nimic, da? 1,43 plus 0,46. 0,046. Da. Și egal cu miimile 6. Aici sunt 0. Dar nu, cred că știu de ce nu funcționează. Știi? N-ați apăsat start. Unde n-am... Stop. Nu mă pot duce... Nu mă pot duce la... nu, mă, da, nu mă lasă să selectez ceva ca să mă... Ah. Da? Mi-e dă o eroare. 6 și cu 0, 6. 4 și cu 3, 7. 0 și cu 4, 4. Și 1. 1,476, da? Mergem mai departe. Da. Acolo era și în continuare... Înmulțit cu 0,3. Da. Am uitat foarte bine că e opțiunea. 0,3. Și împărțit la 100. Și pe urmă împărțit la 100. Sigur că da. Deci, și aici am uitat să pun împărțit la 100. Deci împărțit în continuare la 100. Da. Și egal mai departe. Hai să mulțim 1,476. 1,476 cu 0,3. 0,3. 3 ori 6, 18. 3 ori 7, 21, 22. 3 ori 4, 12 și cu 2, 14. Eu la 3 și cu 1, 4, da? Da. Câte decimale am? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0, da? 0,44. Deci schimb 0,4428 împărțit la 100. Ei, fiindcă e împărțit, mai trebuie să mișc asta cu două. Da, la stânga cu două decimale. 0,0. Deci vine 0,00. Da, 0,0, uite, pentru două. Da. 0,004428. Da. Alte ghișițiu? Da. Paranteză pătrată. Da. Paranteză rotundă. Da. 3,15 plus 4,05
închidem paranteza rotundă, da, ori 36,9, închidem paranteza pătrată, da, împărțit, deschidem altă paranteză pătrată, da, alta rotundă, 17,5 minus 10,3, închidem paranteza rotundă, ori 0,41 și închidem paranteza. Egal. Contu-mă tu acum. Îi facem adunarea. Da. 5 cu 50, 0 și 1, 2, 7,20 și 7. 7,2. Da. 7,20 și 7,2, zicem. Da. Ori 36,9, dacă vedem în paranteză rotundă. Așa, împărțit la... 3 minus 2. 3. 7,2. Îl faci acolo 7 de 10, 7,2. Da? 7,2 ori 0,41 într-o paranteză rotundă asta, nu? Da. Și acum înmulțim. Egal cu mulțirea 7,2 36,9. Ia să vedem repede cât faci. Zici și minus 36,9, care mai multe cifre. 36,9 ori 7,2. Și? 2 ori 9, 18, 1, 2 ori 6, 13, 1, 2 ori 3, 7 și 1, 7, 7 ori 9, 53, 3 și 6, 265,68, da? Da. 265,68. Ori, însă au împărțit la... Să facem înmulțirea aceea. Adică zicem 7,2 ori 0,41, da? Da. Asta îmi place cel mai mult. 1 ori 7,72. Da. 4 ori 2, 8. 4 ori 7,28. Atâta scriem. Și 2, 5, 9, 2. Câte decimale avem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2,952, da? 2,952. Și acum avem 265,68, împărțit la 2,952. Fiindcă împărțitorul are 3 decimale, aici tot peste 3 decimale mutăm virgula. La amândoi. Ca și cum am mulțit cu 1000, da? Pe amândoi. Deci, egal mai departe. De parcă aș face împărțirea care? Împărțirea 2, 6, 5, 6, 8, 0, că-s 3, da? 3 decimale. Deci am mutat-o la dreapta, Ștefania. Împărțitorul mă obligă, ca să scap din virgulă, având el 3, tot peste 3 mulțesc și la de împărțit. Tot peste 3 mulți și la de împărțit, da? Da. Și atunci ai mai avea numai 2, mai am pus un 0. Da? Deci vine 2, 6, 5, e la virgulă aici. Da. 6, 8, 0 împărțit la 2952. Asta e împărțirea care trebuie să o faci. Și acum începem. Egal cu 1, 2, 3, 4 cifre. 1, 2, 3, 4 cifre. Dai 2, 6, 2, 9. Mai luăm încă una. Luăm și pe 8. Că vedem 2, 6, aici e 2, 9. E clar că trebuie încă o cifră, da? Și merge cam de 9 ori. Luăm maxim cu putință. Da? Și zicem 9 ori 2. 8. 8 și 1. 9 ori 5,
45, 1, 47, 64, da. 9, 9, 81 și cu 4, 4 85, 5, 8, 8, 2, 18 și cu 8, da, 89. Nu, 18 și cu 8? Nu. 26. Exact, da, 26. E perfect. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Da? Și avem un 0, care îl ducem la 90. Cât? Deci câtul împărțire este 90. Dovadă că am lucrat corect este că așa sunt părțiri, s-au făcut exact. Că dacă nu s-ar fi făcut, așa nu prea e bine treaba asta, când dă cu 10 male. Dar autorul a avut grijă să facă împărțire exact. Așa, da. Mergem mai departe. Alte chestii. Atât. Atât. Repede, Darius. Deci aici a fost vorba de știm sau nu să lucrăm cu numere decimale, da? Da. Asta. Poți să mergi la baie? Vrei să mă întrebi ceva? Poți să mergi la baie? Te rog. Zic? Da. Calculați perimetrul unui pătrat care are area A, 25 metri pătrați. Deci calculăm perimetrul unui pătrat. Ai un pătrat. Da. Care are area, area egală cu cine? Care are area egală cu 25 metri pătrați. 25 metri pătrați. Perimetru egal cu cine? Nu? Da. Ei, area unui pătrat cu cine este egal? Area unui pătrat este egal cu lungimea ori lățimea. Dar ele sunt egale. Da. L și ăsta e tot L. Eu mai întâi cream că e lățime și lățime. Adică da, tot e latura la pătrat, da? Tot, deci da. Area egal cu area egal cu L la a doua. Area pătratului, etan de serată sau da. Un pătrat, este latura la a doua. Așa. E latura ori latura, da? Da. Echivalent cu în loc de are îi punem 25, 25 egal cu L pătrat. Sau invers, L pătrat egal cu 25. Da? Cine la pătrat? L cât, cu cine este egal? Este egal cu 25. O secundă. Cine la a doua să facă 25? 5. Da? Deci L egal cu 5. L egal cu 5. Ștefania, area unui pătrat, pătratul ce sau toate laturile sunt egale. Destinează-l exact ca un pătrat, acolo e dreptunghi. Nu? Că noi el se supără. Nu, e ceartă de un pătrat. Da? Deci e un pătrat. Așa. Și acum, area unui pătrat, îți dau formula, area, egal cu latura asta ori latura asta, dar ele sunt egal. Deci vine L ori L. Dimensiunea asta ori dimensiunea cealaltă. Da? Și L ori L, cât face L la a doua, da? Și acum, area ni se dă. E 25. Deci să aflăm perimetrul. Perimetrul înseamnă suma tuturor laturilor. Da. Asta și cu asta și cu asta și cu cealaltă, da? Adică 4 ori L. Perimetrul egal cu 4, 4, perimetrul egal cu 4 L. Adică L plus L plus L plus L de 4 ori, câți 4 dimensiuni, faci și perimetrul. Adică cât material mi-ar trebui ca să înconjur acolo, să cu un gard. Da? Deci, de ce îmi trebuie perimetrul? E bine, mie îmi trebuia latura. Dacă știu area, cum latura la pătrat face 25, înseamnă că latura e 5. Și atunci perimetrul va fi, perimetrul va fi egal cu de 4 ori, ori latura găsită de noi, ori 5, și egal cu 20. Asta era întrebarea. Cât este perimetrul pătratului, dacă am vedem treaba asta? Altă întrebare? B. 16 cm pătrați. O altă situație. Da. B. Deci a fost A, cazul A, când area a fost 25, acum B, când area egal cu 16 cm pătrați. 16 cm pătrați. Rezultă că acum nu mai pierdem timp. Zicem L la a doua, care asta este area, egal cu 16
centimetri pătrați. Adică cine la a doua face 16? Cine? 8. A, nu, nu, nu. Da. Și înseamnă la a doua. Prin el însuși am înțeles. Da. Cât ori cât se facă 16? Același lucru. 4. 4 ori 4, nu? Deci, L la a doua egal cu 4 la a doua. Am scris eu pe 16, da? Și de unde rezultă că L este egal cu 4. Da? Ca acești exponenți. Deci, L egal cu 4. Și atunci, perimetru, cât va fi în cazul ăsta? Perimetru este de 4 ori L. Ori 4. 4 ori 4, tot 16. Ideea, perimetru se notează cu pâlmare. Uite așa, da? Perimetru egal cu 16. Mergem mai departe. Ce? Cu alte situații, probabil. Numai A și B, iau, da? Alte ghișițiuri. Ghișițiuri care e 11? Da. 11. Calculați perimetrul unui dreptunghi, așa este un dreptunghi, da? Da. Mai lung, numai ca pătratul. Perimetrul unui dreptunghi, știind că două puncte. Are area de 50 metri la a doua. Area egal cu? Area egal cu 50 metri pătrați. 50 metri pătrați. Așa. Așa. Și lungimea 10 metri. Iar lungimea se notează cu L mare, parcă, nu? Da. Lungimea L mare. Și lățimea cu L mic. Da. Deci lungimea e egal cu? Cu 10 metri. 10 metri. Și să aflăm perimetru. Deci știind asta, în cazul anumit, știm asta. Trebuie și cere perimetru. Da. Perimetru e egal cu cine? Păi ca să facem... Cu cine este egal area unui dreptunghi? Area unui dreptunghi este L la a doua. Nu L la a doua. Uite-mă. Dreptunghiul. Așa este. Și ca să ia cât... A, L ori L. L ori L. L mare ori L mic. Lungimea ori lățimea, da? Da. Deci area, zicești noi, area este egal cu L mare ori L mic. Și echivalent cu? Noi pe cine știm? Pe are o știm cât este ca valoare. Da. Înseamnă 50. Egal cu L mare o știm. Cât este L mare? 10. 10. Ori L mic, da? Ori? L mic. De aici scoatem pe L mic. Împărțim totul prin 10 și că L mic va fi egal cu 5. Nu, 10 ori 5 facem. Deci L mic egal cu 5. L mare îl știm când dată autorul problemă este 10. Și acum cu cine este egal perimetrul? Cu 5. Păi adunăm. Da, L mare plus L mare plus L mic și plus L mic. Adică 2 pe lângă, deci perimetrul, este egal cu 2 pe lângă, L mare, câți 2 de L mare, da, și 2 de L mic. Da. De aceea am dus pe 2 în factor. Pe L mare plus L mic. Și egal cu 2 pe lângă, L mare este 10, L mic este 5. 10 plus 5. 10 plus 5 și face de 2 ori câte 15, 30. Iată 30 de metri, da? Numai aria e metru la a doua. Da. La lungimi, dimensiuni, deci cu o singură sau unitate de măsură la întâia. Mergem mai departe, punctul B. Punctul B. A. Are area 25,2. Area este 25,2. Așa, metri pătrați. Da, metri pătrați, corect. Și lățimea 28 de metri. Lățimea este, nu? Da, lățimea. Lămica, adică. Da. 20, cât? 28 decimetri. 28 decimetri. Da? Da. 28 decimetri. D-M. D. Decimetri. Nu D-N. D-M. 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 Și trebuie să transformăm în metri, ca să vedem aceeași unitate de măsură, care așa este o păcăreală. Cât face 28 de decimetri în metri? În metri, 28 de decimetri, îl mulțim cu 10.
Nu-s mai mult, sunt mai puțin. Împărțim la 10. Așa, când împărțim, punem virgula. Da. Iar virgula este aici și o putem și mai aici. Și face 2,8 metri. Da, 2,8 metri. Și acum aria, cu cine ar fi egal? Avem aceeași unitate de măsură și ne permitem să facem... Are egal cu L ori L. Deci, L mare ori L mic egal cu 25,2, nu? Da. Pe L mic îl știm, 2,8. Atunci L mare ori 2,8 egal cu 25,2. De unde L mare, de aici va fi L mare, va fi egal cu 25,2 împărțit la 2,8. Și fiindcă împărțitorul... Da, fiindcă împărțitorul are o singură decimală, înmulțim cu 10, adică la amândouă și la de împărțit și la împărțitor, da? Deci înmulțim cu 10 și atunci L mare va fi egal cu 252 împărțit la 28. Da? 252 împărțit la 28. Și zicem, merge ca... Merge atunci... De 3 ori. Luăm pe toate 3 și merge de maxim. Când merge, zicem de maxim. De cât? De 9 ori, da? Și 9 ori 8, 72, 2 și 7, 9 ori 2, 18 și cu 7, 25. Perfect, am mers. Deci, corect, L mare egal cu 9. Dar cum faceți chestia asta, că tot nu înțeleg, cu numărați așa și ziceți la maxim? Păi, n-am mers 25, da? 25 și 28. Fiindcă am mai luat o cifră, s-a mărit de foarte multe ori numărul ăsta. E 252 și 28 în 252 merge de maxim putință, merge de 9 ori. Da. Deci nu merge de 10 ori. Nu se poate vorbi de 10 ori. De 9 ori, de 8 ori, de 7. Și eu nu iau de 6-7 la întâmplare. Iau maximul 9 și pe urmă dacă l-am depășit, dacă aici îl depășeam, luam de 8 ori. Deci, vedeți, faptul că n-am mers deodată, adică 25 e destul de aproape de 28, și când m-am dus la dreapta și am mai luat o cifră, de fapt am mulțit cu 10, că e 250, și acum merge nu de 10 ori, ci de 9 ori, posibil. De aceea eu repede de 9 ori. Și de acolo scad, dacă cumva depășesc, scad. Da? Bun. Deci când mi-a dat el mare, mi-a dat 9. Deci avem așa. El mare, el mic egal cu izat de autor 2,8. Așa este? Da. Metri. El mare, l-am aflat noi 9 metri. În metri, da? Da. Am lucrat, am tradus aici. Și atunci spunem că perimetrul va fi egal cu de 2 ori L mare plus L mic. Deci face de 2 ori pe lângă. De pe lângă 9 plus cât? 2,8. Perimetrul egal cu 2 ori 8. 2 ori 11,8, da? Că 9 cu 2, 11. Și acum, egal cu 2 ori 8, 16. 2 ori 1, 12,3. 23,6. B mic. Am văzut pe B, ce? Nu. Nu mai am ce, nu? Asta e greșițiu, e greșițiu, nu? 12? Da. E greșițiu? 12. Punctual, cred că e așa. Nu. Nu? Are un sigur, nu are nimic. Da. Te rog. Câte plăci de gresie în formă de pătrat cu latura de 30 cm sunt necesare pentru a acoperi pădurea unei băi dreptunghiulare cu dimensiuni de 2,7 metri și 3 metri? Deci, 2,7 și 3. Da. Deci, L mic, lățimea e 2,7, cea mai mică e lățimea, da. Și lungimea este egal cu 3 metri. În metri ne dă autorul. Deci aceeași unitate de măsură, suntem foarte încântați. Da. Și atunci aflăm aria. Și
ce zicem? Aria, că doar aria trebuie să o aflăm ca să vedem cât e păcivă lorită. Și aria, aria camerei respective, este egală cu lungimea, lungimea o lățimea și este egal cu 2,7 ori 3. Și egal cu 3 ori 7, 21, 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. 8,1 metri pătrați. Asta e aria, da? 8,1 metri pătrați. Și acum, trebuie să aflăm cât este o placă. 30 cm. O placă e sub formă de pătrat. Da. Faianțație, deci sub formă de pătrat. Sau gresia are. Da, gresia. Gresia. 30 cm, da? 30 cm. Asta arată tot 30 cm. Amândouă. Și înmulțesc la pătrat asta ori asta. Ca și Martin. Asta ori asta și văd cât face. Care e suprafața unei singure gresii, unei plăci. Da? Și spunem, area 1 egal cu 30 ori 30 și egal cu 900 ce? Centimetri pătrați. 900 centimetri. Centimetri cubi ce sunt? O secundă. Centimetri pătrați. Acum, eu vreau să lucrez totul, trebuie să fie în aceeași unitate de măsură. Aici am 8,1 ce am? Metri. Hai să transformăm metri în centimetri. A, ca să trecem... Și să facem împărțirea pe urmă ușor, da? Înmulțim cu 20. Păi nu cu 20. A, da, cu 100... Cu... Da, cu 100 și încă o dată. Încă 100. 10. 1000, pără. Cu 10.000. Crește, descrește din 100 în 100, da? Da. Metri arii, la arii. Că de ce? 10 are unul, 10 are celălaltul. Și 10 ori 10 face 100. De la metru mă duc la decimetru pătrat și trebuie să pun peste 2. Deci o să zic egal mai departe, luăm așa. 8, 1 și 0, am dus-o virgula asta, peste 2 decimale și asta înseamnă decimetri pătrați. Și acum mă duc încă o dată mai jos. Și 2 de 0. Încă 2 de 0, da? Și este egal mai departe cu 8100 centimetri pătrați. Da. Și acum 810 centimetri pătrați împart la 900. Da. Da? Ca să văd câte plăci sunt. Dacă o placă e de 900, ca să văd câte vor intra, împart toată suprafața la suprafața unei singure plăci. Și atunci numărul de plăci egal cu 81 urmat de 40 împărțit la cât? 9 urmat de 20 la 900. Printr-o 100 simplific stânga și dreapta, adică și de împărțitul și împărțitorul. Și 981 merge de 9 ori. 981 și mai dă 0. 90 de plăci. Răspunsul 90 de plăci. Cum am gândit? Hai să vă rog să-mi spuneți cum am gândit aici. Ați transformat 8,1. Deci am aflat mai întâi area întregii suprafețe, nu? Da. Am făcut lungimea, lățimea, am aflat area. Am aflat area unei singure bucăți de gresie. E formă de pătrat. Și 30 ori 30 am aflat-o cât este. Dar am sesizat că dimensiunile la prima variantă erau un metri pătrați și din coace în centimetri. Se am aceeași unitate de măsură. Nu pot meri la pere. Metri la centimetri sunt parte. Da. Și atunci am venit cu metri mai întâi în decimetri și la unități de suprafață merg din 100 în 100. De aceea la 1,1 metri pătrați am dus virgula la dreapta peste două cifre și am zis 810 decimetri pătrați.
Iar acum, un decimetru pătrat face 100 de centimetri pătrați. Și mai duc încă două zerouri, mă adam, da? La ce era înainte, încă două zerouri. Și atunci am ajuns să spun că fac 810 mii, nu, sau cât vine, 81 de mii centimetri pătrați. Asta e suprafața băii respective. Și am împărțit-o la 900 și mi-a ieșit 90 de bucăți. Da? Altceva? Asta a fost, da? Da. Cât e ceasul? 19.54. Mai avem 6 minute, sunt ale noastre, da? Da. Facem o problemuță. Din cartea fac eu, dau eu o problemă, repede. Să zicem așa. Trei caiete. Uite și bine, e gata asta. Punct. Trei caiete plus două pixuri costă, trei caiete și două pixuri, costă, să spunem, 42 de lei. 42,15. Da, 42,15. Iar patru caiete și plus un pix costă, să spunem, 27,05 lei. Cât costă un caiet și cât costă un pix? Deci trei caiete sau cărți. Ce vreți voi, ca să vă rac mai scump pe bădeu. Deci trei cărți și două pixuri costă 42,15, iar patru cărți și un pix 27,5. Cât costă un caiet, cât costă un pix? 5, dacă le aduni peste, da? Da. 5 caiete și 3 pixuri. Da. Dar nu, mă referam la 3 și cu 2. 4 și cu 1. Ah, da. Ca număr de obiecte. Dar... Mulțumim. Mulțumim 3 caiete cu un pix. Cum să mă zvârțui cu trei caiete cu un pix. Visăm. Dacă și aici ar fi tot două pixuri, atunci ar fi foarte bine ca pixurile n-ar mai... La diferența ar veni la caiete. Dar n-am dat tot două pixuri. Și dacă am luat dintr-un caiet, acolo sunt patru caiete și dacă am... Nu putem să băga caietul cu pixul, că sunt prețuri diferite. Da. Nu merg cu pere. Hai să mulțim toată egalitatea asta cu 2. Cu gândul că dacă mulțim cu 2, asta apare aici 2P. Două pixuri. Mulțind-o cu 2 peste tot, ca și cum ar fi 8 caiete. Deci ar fi a doua relație scrisă așa. 8. Prima oră lăsăm 3 caiete plus 2 pixuri. Costă 42,15. Iar acum 8 caiete plus două pixuri costă, când vine acolo, 1, 2, 7, 14, 54,1. Ei, și acum, de unde vine diferența de preț? De la caiete. De la caiete. Deci cele 5 caiete, ca diferență, da, costă diferența de aici. Că la pixuri e același număr de pixuri. Da. Da? Deci dau mai mult a doua oară, fiindcă în loc de 3 caiete am 5 caiete. Eu am 8 caiete. Și acum, diferența, adică cele 5 caiete, aici n-am nicio treabă,
cele 5 caiete costă, din 54,1 scădem pe 42,15. 5 din 10, 5, 1 din 10, 9, 4 din 2 din 3. Că noi am scăzut, da? 2 din 3. 2 din 3, 1. Și 4 din 5, 1. 11,95. 5 caiete. Dacă 5 caiete costă atât, un singur caiet împărțit pe 11,95 la cât? La 5. Deci, un caiet egal 11,95 împărțit la 5. Și deci asta a făcut un caiet. Dacă știți un caiet, vă duceți și înlocuiți caietul și prima aflați pixul. Aici 4 ori cât o fi, plus pixul, egal cu și găsim pixul. Da? Foarte interesantă problema. Că aici am făcut să fie același lucru. Da? E așa zisă metoda comparației. Ne oprim aici și să facem sinteza orei. Sinteza orei. Ai avut timp de sinteza orei? Foarte bine. Mă încadrez. Sinteza orei. Și zicem acum. Ce am făcut prima parte? Am făcut operații cu numere decimale. Da? Operații cu numere decimale. Și aici am avut ordinea efectorilor parantezelor și a operațiilor, da? Da. Ordinea efectorii parantezelor și a operațiilor. Ordinea efectorilor parantezelor și a operațiilor. Apoi au fost elemente de geometrie. Da, elemente de arii, perimetru pentru pătrat și deplin, nu? Drepturi. Deci are și perimetru pentru pătrat și dreptunghi. Probleme am făcut aici. Da. Și am mai făcut și o problemă de asta, metoda comparației, da? Metoda comparației. Probleme. Asta a fost o problemă. La revedere! De-aia închis camera. Cum să fie camera închis? Păi am înregistrat lecția, mă. N-am înregistrat. Aici, da, și te-ai vorbit camera.